Că l-am asta auzit interviuri, ba cu mine, ba cu Puskás, unde l-am caracterizat pe Mister. Calificarea, din punctul nostru de vedere, îi se datorează 90% dânsului prin ceea ce a reușit să facă, cu ideile cu care a venit și modul în care lucrează, modul în care ne tratează și poate cel mai important, disciplina pe care a impus-o și pe care toți o respectăm, relația pe care o are cu noi și suntem nerăbdători pentru ceea ce urmează și sperăm să fie cu noi cât mai mult timp de acum înainte. Ești unul dintre puținii jucători care l-a prins și pe tatăl Iordănescu și pe fiul Iordănescu. Nu-l pune să care-s facă diferența? Și comparații. Păi, e o chestie. Ce să spun? La ultimul turneu în primul final... rând că e prima oară când eu intervin peste un jucător și mai ești capitan echipei naționale și știe cât de adânc e în sufletul meu, pentru că noi am mai lucrat în trecut și am făcut lucruri frumoase și în trecut, dar sub nicio formă nu este 90%. Proporția exact inversă. 90% e meritul lor, 10%. Noi suntem mulțumiți cu 10%, toți cei care suntem în jurul echipei naționale, pentru că noi doar am făcut în așa fel încât să-i aducem pe toți împreună, să-i unim, să le arătăm calea și etapele pe care le-am avut de parcurs. Am urmărit un proces și ei au călcat puternic pe acel drum. E meritul lor și ei trebuie să rămână actorii principali, fără doar și poate.